După 40 de zile de post sufletesc și trupesc, după o săptămână specială pe care o numim săptămâna cea mare a credinței noastre, nu că ar fi mai mare decât celelalte săptămâni, dar fiecare zi a acestei săptămâni este numită sfântă și mare zi, pentru că în aceste zile ale săptămânii mari, petrecută tot cu post și rugăciune, Biserica creștină face amintire, rememorează, retrăiește ceea ce s-a întâmplat unic în istorie. Și anume, Dumnezeu intervine pe pământ, intervine în viața oamenilor, intervine și aduce ceea ce pierduse omul, reface iubirea lui milostivă pe care o revarsă către tot ceea ce înseamnă om păcătos și lume păcătoasă. Fiecare zi a săptămânii mari a însemnat o jertfă pe care Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul Hristos o aduce Tatălui Ceresc pentru răscumpărarea noastră, pentru răscumpărarea lumii de păcat, pentru că toată iubirea răstignită a Fiului lui Dumnezeu a biruit păcatul, a biruit iadul și a biruit moartea. Așa era ținută lumea, așa era ținut omul de la prima pereche de oameni, Adam și Eva, până la Hristos, Mântuitorul lumii. Aceia pierduse raiul, aceia pierduse veșnicia, aceia pierduse nemurirea. Nu putea să o aducă nimeni de pe pământul acesta, pentru că omul limitat, omul care trebuie să înțeleagă că nu poate să intre nepătruns, nu poate să intre în ceea ce înseamnă dumnezeire. Omul nu putea să ofere ceva pentru păcatele lui. De aceea, Dumnezeu Tatăl îl trimite din iubire milostivă pe Fiul Său în lume, ca să se înomenească, iar firea lui omenească să fie îndumnezeită. Săptămâna cea mare a avut evenimentele ei, toate semnificative pentru mântuirea omului. Am mers alături de Hristos, de la intrarea în Ierusalim până la moarte. De câte ori a reintrat în Ierusalim? În fiecare zi a săptămânii celei mari. Am stat de vorbă cu El, ascultându-i cuvintele pe care le-a rostit și au rămas ca un testament, ca un legământ pentru tot omul care vine în lume, pentru toate timpurile. Drama și răstignirea lui Hristos a început de la o trădare. Trădarea a pornit de la un trădător. Trădătorul nu era unul străin, ci era unul din prietenii lui Hristos. De aceea trădarea unui prieten, trădarea unui cunoscut, trădarea unuia din neamul tău, din casa ta, din rudenia ta, este cu mult mai dureroasă decât orice trădare din lumea aceasta. De la trădare am mers cu Hristos la judecată, judecată și din punct de vedere religios, dar și din punct de vedere omenesc, să-i spunem așa, având în vedere că de la Ana la Caiafa, de la cei care au hotărât că merită să fie răstignit, omorât,
pentru că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu, considerat de ei o blasfemie, a fost dus la Pilat să-l judece și el, acuzându-l că s-a făcut pe sine rege al iudeilor. Cel mai controversat proces din istorie, cea mai controversată judecată. Așa cum și astăzi multe sunt controversate judecățile lumii. Dar când îl judeci pe Dumnezeu și când îl judeci pe Fiul lui Dumnezeu și când judeci Biserica lui Dumnezeu și când judeci Sfințenia din Biserica lui Dumnezeu, trebuie să iei aminte că aceasta înseamnă cea mai gravă blasfemie. Aceasta înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt, despre care Hristos, Mântuitorul lumii, ne-a spus că nu se va ierta niciodată. Orice păcat se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu, putem să adăugăm și a bisericii sale, nu se va ierta omului nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Mare atenție, iubiții mei! De atitudinea pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu. Totul se încheie cu răstignire. Totul se încheie cu o iertare. Pentru că Hristos, răstignit pe cruce, striga către Tatăl din ceruri: iartă-le lor, Doamne, că nu știu ce fac. Coborârea de pe cruce, așezarea Lui în mormânt, așteptarea de 3 zile nu a însemnat altceva decât biruința vieții asupra morții. N-am însemnat altceva decât coborârea Fiului lui Dumnezeu la iad, de unde a ridicat lumea căzută, de unde l-a luat de o mână pe Adam și de o mână pe Eva și i-a ridicat împreună cu toți fiii și fiicele care le-au urmat pe pământul acesta. Le-a redeschis cerul. Au fost mii de ani de chin în iad, în întuneric. Au fost mii de ani când ei și-au plâns păcatul și și-au asumat repercursiunile păcatului. Au fost mii de ani de când ei au înțeles ce înseamnă moartea spirituală ca despărțirea omului de Dumnezeu. Asta s-a întâmplat prin răstignirea, prin iubirea răstignită a Fiului lui Dumnezeu. A fost biruit și păcatul, a fost biruită și moartea, a fost biruit și iadul. Zorile învierii au fost zorile răsărite pe pământul acesta, dragii mei. Așa cum vedem câmpul înverzit de pe pământul acesta, așa cum ochii văd cerurile deschise și cât putem cu ochii noștri astăzi, sigur, cu mijloacele moderne, vedem celelalte constelații. Fiecare sistem stelar are rotirea lui, are mișcarea lui și universul nostru, în mijlocul căruia se află izvorul de viață, care este pământul, are mișcarea lui. Dar, din perspectivă spirituală, mișcarea divină pentru cei care cred în Hristos nu este altceva decât mormântul din cetatea sfântă a Ierusalimului. Sfântul mormânt de unde a izvorât izvor de lumină și de viață veșnică. Universul vizibil are ca centru de rotație spirituală, dragii mei, sfântul mormânt al lui Hristos, de unde El a ieșit biruitor prin înviere asupra morții. Iar ceasornicarul care rotește armonia în întregul univers nu face altceva decât să o imprime în ea veșnicia învierii lui Hristos. Trăim zile de înviere. Învierea trebuie
să ne scoată și pe noi din moartea păcatului, din moartea nesimțirilor noastre, care ne-a răcit față de Dumnezeu, față de aproapele și chiar față de sine. Să avem puterea să ne uităm în sufletul fiecăruia dintre noi, câtă lumină mai este. Și dacă nu mai este lumină, lăsați și să lăsăm în lumina învierii lui Hristos să ne lumineze sufletul și inima, mintea, să ne lumineze pașii, ca să mergem pe cărarea cea luminată a vieții noastre. Din iubirea milostivă și răstignită a lui Hristos, să ne adăpăm și noi iubirea față de Dumnezeu, față de aproapele nostru. Iubirea față de tot ceea ce înseamnă valoare spirituală. Și pentru că suntem români și pretindem că suntem și credincioși, iubirea față de valorile noastre naționale, spirituale. Nicăieri în lume se spune că nu este Paște mai frumos ca în România. Peste tot de Paște în România se simte parfumul învierii. Dar acest parfum al învierii nu-l pot simți toți dintre noi, pentru că unii sunt în suferință pe patul spitalului sau la casele lor. Mulți sunt în suferința unui năcaz care s-a bătut asupra lor. Mulți sunt în suferința pierderii celor dragi. Mulți sunt în suferința dezmembrării familiei. Mulți sunt în suferința nereușirii a unui gând pe care și l-au pus. Mulți sunt pierduți pe pământul acesta. Ce facem noi pentru ei? Așteptăm mulți să le facă ceva pentru noi, dar ne-am pus problema ce facem noi pentru alții care sunt mai săraci decât noi, care sunt mai îndurerați decât noi, care sunt poate mai păcătoși decât noi, deși avem obligația să spunem în fața lui Dumnezeu că eu sunt cel mai mare păcătos, Doamne. Să trăim această înviere în sufletul nostru, la biserica noastră, să trăim această înviere la casa noastră, să trăim această înviere în țara noastră, să trăim această înviere și cu gândul la cei plecați departe de țară și de casă, care poate au dorit să se ducă la biserică în noaptea de înviere și să primească și ei sfânta lumină de la altarul Bisericii lui Hristos, de la păstorul sufletelor. Dacă venim la biserică, venim ca noapte de înviere de fiecare dată. În noapte de înviere suntem întâmpinați de glasul preotului care spune: veniți de primiți lumină, veniți de luați lumină. Acest glas este glasul lui Hristos, cel care a biruit moartea prin înviere. În fiecare duminică când mergem la biserică, care de fapt este ziua învierii, duminica, sărbătorită de lumea creștină în fiecare duminică învierea, suntem chemați să primim lumina credinței, lumina învierii lui Hristos, lumina iubirii lui Hristos, lumina iertării lui Hristos, lumina restaurării, a învierii fiecăruia dintre noi. Pentru că atunci când ne lăsăm de păcate, atunci când suntem iertați de păcate, înviem cu adevărat. Nimeni nu se poate bucura cu adevărat de înviere dacă El însuși n-a înviat. Au fost atâta timp, 40 de zile. Am înviat și noi. Ne uităm la florile, la pomii înfloriți. Toate sunt înmiresmate de învierea vieții. Dar noi, de învierea sufletului, de învierea lui Hristos, suntem pătrunși, suntem animați de ea. Să așteptăm să ne salutăm de acum cu acest salut creștinesc de Hristos a înviat și de răspunsul că adevărat a înviat. Pentru că, într-adevăr, învierea este un adevăr unic al istoriei mântuirii neamului omenesc. Veniți cu toții la lumină, veniți cu toții și vă ridicați din întuneric. Veniți cu toții la bucurie
și vă ridicați din necaz. Veniți cu toții la bine și vă ridicați din rău. Veniți cu toții la învierea lui Hristos. Amin.